Bine v-am regăsit, dragilor, la un nou episod din Minutul de Conștientizare. Continuăm cu cei născuți în ziua de șaie, 17 a oricărei luni. Datoria lor karmică în această viață, la făcută în altă viață, majoră, ei, hey, Uite, vezi că pentru cei născuți în 17 nu este uh, foarte ușor în zilele de astăzi. De ce? Pentru că ei au fost cei care au încălcat drepturile de autor, să spunem așa. Bineînțeles că poate, nu știu, acum câteva mii de ani, sute de ani, când uh, sau în ce viață au, au, au nimerit ei în viața trecută, uh, nu era neapărat YouTube, nu era neapărat Facebook, nu era neapărat uh, social media și toate aceste instrumente, sau poate erau chiar cu mai mult dezvoltate, nu asta este ideea. Însă, în viața de zi cu zi, avem ocazia să facem această greșeală de încălcarea drepturilor de autor foarte, foarte ușor, preluând anumite texte și ne spunând că nu sunt ale noastre. În a doua noastră, în a doua voastră natură mai exactă, celor născuți în ziua de 17, zace această abilitate de a prelua informații, idei sau mai știu ce alte lucruri și a le face ale voastre, cumva. Sau, nu știu, un exemplu simplist. Cineva la muncă a avut o idee, ai auzit spunând așa că s-a părut că este foarte interesantă, ai pus-o așa cap la cap cât de cât și ai prezentat-o ca fiind a ta. recunoscând că, practic, ideea a plecat de la altcineva, de la un coleg. Și uite, acum ești aplaudat pentru ideea genială pe care ai avut-o, dar care, dacă să bine să ne gândim, nu prea a fost a ta, nu? Așadar, voi cei născuți în ziua de 17, dar nu numai și ceilalți, unde încălcați drepturile de autor? Hmm? Spor la conștientizări.